Bună seara, bun găsit dragii mei, bun găsit, iată că ne întâlnim culmea exact în apropierea, săptămâna trecută în apropierea Paștelor, în apropierea Învierii Domnului, astăzi ne întâlnim în apropierea lunii, fenomenului de lună nouă care se va produce cu un minut înainte să terminăm noi emisiunea la orele 22, adică la orele 21 și 59 de minute. Uh, vom continua periplu Și vreau să dau răspuns uh, Domnului sau doamnei care mi-au scris un mesaj Și mi-au spus că am greșit Că în prima duminică De după luna nouă, de după echinox Este Paștele Catolicilor Am să vă explic, este vorba de calendare Nu este nicio greșeală în ceea ce am spus Eu am uitat să vă spun că Biserica Catolică se bazează pe un calendar, Biserica Ortodoxă pe un alt calendar, dar lucrul acesta îl vom vorbi după la agenda ezoterică, vreau să mergem întâi și întâi, cum ne-am obișnuit cu predicțiile înainte. Astăzi, repet, nu uitați de luna nouă, pregătiți-vă să luați startul, să faceți, să faceți ceea ce doriți, pentru că aveți șanse foarte mari să îndepliniți. Mâine... Luni, pardon, 20 aprilie, în jurul prânzului, soarele va intra în semnul taurului, unde va sta timp de o lună. Repede, repede, genericul pentru predicțiile săptămânii! Haideți să pornim repede, repede, tot cu berbecii mai pornim. Ul este ultima oară anul acesta când vom porni, porni de la Zodia Berbec, deoarece, cum spuneam, luni soarele va intra în semnul Taurului și săptămâna viitoare predicțiile vor începe cu acel semn. Pentru Berbec, o săptămână care poate debuta cu o serie de reușite, pornind de la dobândirea unor bunuri pe care și le doreau de multă vreme până la schimbarea casei sau a mașinii. Aceasta este latura lumească a vieții, dar ei se regăsesc acum și în plan spiritual, căutările lor îmbrăcând o formă ca să spun mai aparte, a unor revelații pe care le așteptau de ceva vreme. Toată impulsivitatea lor va păli în fața energiei pe care o vor pune la bătaie pentru a se descoperi pe sine. Este un lucru foarte important pentru Berbec, pentru că Jupiter funcționează la nivel de comunicare, deschizându-le noi perspective, nu trebuie decât să le fructifice și au timp până în a doua parte a anului să o facă. Chiar dacă uneori își înghit neputința, Comunicarea cu vârstnicii uh, le poate aduce beneficii afective nebănuite. Tinerii de regulă comunică mai ușor cu bunicii decât cu părinții, iar sfaturile care le primesc le permit să, veridice, să verifice și adevărul uh, celor aflate. Zile bune 23 24 aprilie. Cuplurile trec printr-o perioadă înfloritoare în sensul că nu mai sunt dispuse dispute de orgolii, ci lucrurile se fac de comun acord. Acolo până unde până mai ieri nemulțumirile amenințau să destabilizeze relația iată că în această săptămână Lucrurile capătă noi valențe și berbecii pot să uh, spune că au o perioadă fastă, perioadă foarte bună, 21, 22, 24 și 25 aprilie, când vor decide fie schimbarea casei, fie vor da undă verde în oirilor din gospodărie. Profesional au scăpat de amenințarea disfuncționalităților sau de pierderea locului de muncă, sunt apreciați pentru ceea ce fac cel puțin pe 22 și pe 24 aprilie vor ieși în evidență prin ceea ce spun surprinzător și nu prin ceea ce fac. Soluțiile simple pe care le găsesc îi pot transforma în mici vedete la locul de muncă, noroc că lor nu li se urcă la cap. Nici financiar nu stau rău, am mai spus-o, cred, și săptămâna trecută, totul este să nu devină cheltuitor sau dacă trebuie să cumpere ceva, să analizeze ofertele pentru achiziții. Zile bune 20, 21 aprilie, 23 și 24, când se pare că le intră și ceva bani în buzunare. Ca sănătate răcelile sunt la ordinea zilei și durerile de dinți. Taur și pentru acești nativi lucrurile se mai detensionează în sensul că nu se mai simt bombardați cu tot felul de probleme, nu se mai simt stresați de apropierea vreunui deadline și nici nu mai sunt stresați de ideea că nu vor ști să echilibreze viața profesională cu cea personală. Mai mult unii dintre ei, pentru unii dintre ei este chiar o perioadă de acalmie și lucrurile sunt cu atât mai relaxante. Problemele sentimentale ar spune că le aparțin în această săptămână doar celor tineri, celor care nu au experiență, dar care nici nu vor să accepte că pe aici pe acolo mai pot îmbunătăți ceva sau ar putea învăța câte ceva. Poate că este o capcană jupiteriană ca să vadă că acolo unde sunt excese, lucrurile pot scăpa de sub control. Se uh, consideră victime la propriu, sunt convinși că soarta are ceva cu ei, dar nici nu le trece prin cap să caute vinovații la ei, să se întrebe, măi, da, stai așa un pic, nu cumva sunt și eu, devină, atenție, ei petrec și trăiesc aceste momente aproape în fiecare primăvară, deci nu trebuie să ne facem probleme. Nici, pentru că lor nici nu le trece prin cap să se gândească că s-ar putea tocmai ei să fie vinovatul principal. Zile critice 20, 21, 24 și 25 aprilie. Nici cuplurile mature nu scapă de probleme. Ar putea pierde o persoană iubită, pot avea probleme cu copiii sau copiii să le creeze o serie de probleme care se scoată din circuitul financiar pentru o perioadă de vreme. Atenție la ziua de 24 aprilie. Nici măcar profesional cei tineri nu sunt scutiți de probleme. Unii își caută un loc de muncă, alții sunt în pericol să piardă unul sau sunt iritați, ori au impresia că nu sunt remunerați pentru munca lor, dar oare cine a avut salariu de director încă de pe primele bănci, de pe băncile școale, știm noi pe cineva? Oare a avut cineva asta? Mi se pare că nu, deci au nevoie de nițică experiență dacă tot vor să ajungă directori, pentru că nu sunt nici copii de nababi, părinților nu sunt miliardari ca să le poată pune o companie la dispoziție, ci trebuie să capete experiență, să învețe ce înseamnă profesie, să se dedici poate că nu este nu? vocațional, profesia nu li se potrivește și poate să facă o schimbare de cadru. Vor vedea asta în zilele de 23 și 24 aprilie, care pentru ei vor fi zile destul de tensionate. Totuși, ziua de 22 aprilie este una foarte bună pentru Doamne, care vor demonstra că nu ai nevoie de prea multe pentru a crea un mediu de muncă activ și dinamic, culmea ele, cărora nici măcar nu le place ideea de mișcare. Financiar, avantajații săptămânii. Clar sunt adulții care vor ști și cum să negocieze sau vor primi confirmarea că urmează să sosească niște bonusuri de pe urma unor contracte. Din acest punct de vedere aș spune că zilele de 21, 22, 23 aprilie sunt zile benefice. În ce privește sănătatea, e, aici ar putea fi ceva probleme, chiar în regim de urgență, crizele biliare pot fi unul din motive, dar mai putem include aici și uh, ocluziile intestinale, intestinale și peritonitele ca urmare a unor indigestii repetate. Dacă sunt plecați să fie atenți ce mănâncă, dacă nu să o lase mai moale cu grăsimile și cu carnea. Gemeni. Nu ar spune că în tema astrală acestor nativi se schimbă ceva în mod radical. Putem vorbi despre continuarea atmosferei de săptămâna trecută sub rezerva că Marte, conjunct cu Mercur, a intrat în casa dușmanilor și a lucrurilor neștiute și poate crea tulburări care țin de modul cum știu să-și administreze propria energie, cum știu să o dozeze ca să se folosească la maximum de ea. Aș vorbi chiar de o recepție mutuală cu Venus în tranzit prin semnul lor și atunci lucrurile s-ar lega de ideea multă alergătură pentru un ban în plus. Într-o altă ordine de idei le sugerez să se bucure de zilele acestea, pentru că undeva, către sfârșitul lunii iulie vor resimți din nou influxurile uh, crucii cardinale, deci o lună, două luni, cam așa, care uh, le, vor da, le va da din nou bătăi de cap și mă refer în perioada de vară în perioada iulie-august, chiar aș spune. Hă, ce să le mai spun? A, afectiv și relațional se iscă însă unele furtuni, ca și nativi tauri, tot cei tineri sunt cei care au probleme, dar ei le au cu cei din propria familie. O inadecvare a dorințelor, cheltuieli care pentru cei din familie nu sunt justificate, îi pot aduce pe picior de război cu părinții sau cu partenerul de viață. Zile critice, 20, 22 aprilie, 23 și 24. Alți gemeni par să nu-și mai găsească inspirația în sânul familiei și nici a relației și vor căuta să compenseze aceste nevoi prin ieșiri până la ore târzii, din noapte cu prietenii și de aici discuțiile de acasă. Zile amenințătoare, 20, 21, dar mai ales 24 aprilie. Profesional, destul de multă instabilitate. Probleme cu colegii mai vârstnici, nici noroc, că au stabilitate ideatică, ceea ce pentru un nativ gemeni spune foarte mult. Dacă ne gândim că de regulă ei nu sunt motivați pentru cea, dacă nu sunt motivați pentru ceea ce fac, cum mai spuneam eu, de, am mai spus-o de câteva ori, se vor reorienta foarte repede. Totuși, pe 21 aprilie, femeile să fie atente cum vorbesc cu colegii mai în vârstă. Financiar, le sugerez să fie atenți la cheltuieli și la chilipiruri. Habar nu au cum se poate juca Uranus cu ei. Pe de altă parte, opoziția neptun Luna Neagră arată că îi poate încerca frici legate de propria creativitate, de pierderea poziției, de nesiguranța zilei de mâine. Ca sănătate rămâne viciată axa imunitară, deci atenție la răceli în mod special, dar și la boli de natură imunitară, cum sunt alergiile, de exemplu, pentru că deja, iată, au apărut verdețurile și primele fructe de primăvară. RAC Iată niște nativi pe care i-aș numi mulțumiți, dacă nu chiar fericiți. Aș spune că le merge bine pe toate planurile, cu mici excepții, pentru că viața se cere condimentată. Dar aș spune că segmentul afectiv, studiu și serviciu, chiar și sănătate, sunt foarte, foarte bine susținute. Stăpâna lor luna este în fază de creștere și le poate accentua stările de agitație, de logorie verbală, de energie, dar pe 20 și 21 aprilie vor resimți puternic care un te cu focarul ranus în berbec, ca pe o golire lăuntică, ca pe o epuizare, ca pe un blocaj la nivel mental și implicit comunicare. Afectiv, lucrurile merg ca pe roate, cu excepția tinerilor, iată că și aici tot cu ei avem de lucru, care nu prea au încredere în ei și sunt foarte legați de fustele mămichii. Ne-am mai lovit noi de povestea asta cam greu la tinerețe să separ ceea ce ar fi trebuit să faci la adolescență dar le-aș sfătui pe acele mame și mai ales nativele RAC să fie puțin atente cum gestionează relațiile cu copiii, mai ales cu băieții. Poate că acum pare, nu pare ceva de luat în seamă, dar mai târziu când lucrurile se vor înrăutăți își vor pune disperate întrebarea de ce copiilor nu se căsătoresc sau de ce nu-și găsesc pe cineva? De ce uh, femeia cu care s-a căsătorit îi interzice să vină să o vadă? De ce are frecvent discuții cu soția pentru că vine să-și vadă mama? Iată lucruri care uh, pornesc din acest moment al uh, tăierii cordonului ombilical. Deci, încurajați-vă copiii să se implice, să ia decizii, decizii singuri, pentru că doar așa vor învăța ce este responsabilitatea și îi veți responsabiliza. Profesional, cred că pentru unii s-au produs, produs schimbări majore care trebuiau să se uh, uh, petreacă, alții fierb în creuzetul examenelor și a interviurilor și mă refer la cei care sunt la început de carieră uh, și își doresc ceva extraordinar, participă la concursuri de promovare, ceea ce nu este rău, se implică în tot ceea ce se cere la locul de muncă și în relațiile cu colegii. Zile propice, 20, 21, 23 aprilie. Ziua de 22 aprilie, de exemplu, le poate aduce un ora noroc cu unui contract sau unui loc de muncă în străinătate. Financiari aș vrea să fie atenți la zilele de 22 și 23 aprilie pentru că Saturn îi va plimba din rai în iad cu foarte mare ușurință. Vor trage sperietura vieții lor dacă cineva mai în vârstă va face o criză și îi va pune în situația să gestioneze momentul și gândul că este posibil să piardă pe cineva la care țin foarte mult și față de care nu și-au manifestat îndeajuns atenția. Leu, nu se poate vorbi chiar despre o relaxare totală, totuși în comparație cu săptămânile care au trecut, lucrurile s-au mai liniștit. Dar putem vorbi chiar despre zile de câștiguri așteptate. Cred că este o perioadă de reflexie asupra ceea ce a fost și asupra ceea ce va veni, un fel de răscruce, momente de cotitură pe care nu le, nu le încearcă decât odată la 12 ani, mai ales că Jupiter s-a întors în mers normal și va reveni în semnul lor. Iar dar ciclul, ciclul retrogradării, atenție, nu se va încheia decât pe 6 iulie, când Jupiter va trece de gradul 23 leu 38. Cei care au ignorat problemele de sănătate, în special cele cardiovasculare, pot avea probleme serioase. Jupiter peste soarele lor împătrat cu Marte. Atenție toată săptămâna la aceste probleme. Chiar dacă relațional native acestui semn vor lua decizii revocabile, nu înseamnă că nu vor cunoaște fericirea sau că nu vor încerca să intre într-o altă relație. Nici de cum. Pot apărea însă situații în care, de exemplu, un cuplu nu poate avea copii și decide, se decide pentru o inseminare și taman pe când se meargă la spital, află că vine barza pe cale naturală. Sau, într-un cuplu fără copii, soțul mai calcă pe delături, cealaltă rămâne însărcinată și va fi pus să aleagă, ori decid de comun acord să înfieze un copil. Toate acestea sunt posibile după 21 aprilie. Dar poate cea mai dură lecție de viață dată unui leu, din acest punct de vedere, este acela când cuplul se desparte, iar soțul leu, care an la rând și-a învinuit soția că nu poate avea copii să afle cu stupoare că el este cel care nu poate procrea și să se întrebe oare copilul pentru care am lăsat-o o, o fial al meu? E, astea sunt niște lecții de viață pe care trebuie să și le însușească lei în această săptămână și în următoarea. Poate că Jupiter dă, dar în același timp atenție, pedepsește, nu întâmplător este stăpânul justiției. Cuplurile mature vor trăi această stare de bine în doi, după care au avut nostalgie, iar cei tineri pot cunoaște pentru prima oară ce înseamnă să fie îndrăgostit. Profesional nu cred să fie probleme cu condiția ca cei tineri să fie atenți cum uh, relaționează cu colegii mai vârstnici, pot să fie foarte bun din orgoliu să-și dea demisia iar apoi să-și rumege furia clocotitor, uh, dar să nu se aștepte ca cineva să se roage de ei să se întoarcă. Financiar nu aș crede că stau prost. Poate le să fie niște nemulțumite pentru un partaj sau de pe care au primit-o și să iasă cu scandal. Ca sănătate, să aibă grijă la stările de tensiune și în, continu în continuare la digestie, riscul de îmbolnăviri digestive fiind foarte mare. Fecioară. La acești nativi se remarcă o deschidere spre spiritualitate remarcabilă, ceea ce aduce o perioadă la fel de bună pentru ei. Pe de o parte, sensibilitatea datorată crucii în semne mutabile, aduce postaze extreme. Fiele amplifică sentimentul de credință, câștigul spiritual datorat unei configurații uh, numite și care l-ar au focar exact pe cine altceva decât maestrul spiritual Neptun. În tranzit prin casa muncii, fiele exacerbează dorința de a avea, de a poseda cu orice preț pentru a-și asigura, asigura stabilitatea materială prin trigonul de pământ care îi va urmări mult timp de acum încolo. Posibile conștientizări ale unor probleme care îi chinuie de ani de zile, boli care, de care suferă ca urmare a traumelor din copilărie sau din adolescență, cert este că native Fecioară se vor lupta cu demonii interiori. Pe unii îi vor domina, pe alții vor trebui să învețe să-i accepte, iar pe alții nici măcar nu i știu. Zile, zilele de 21, 23 și 24 aprilie vor fi grăitoare în acest sens. Relațional, lucrurile sunt de la excelent în sus. Mă gândesc de câtă diplomația au nevoie unii dintre parteneri pentru a face cuplul să depășească momentele de criză și fecioarele sunt maestre în așa ceva. Se nasc cupluri tinere pe cale oficială care își trăiesc cel mai frumos moment din viață la intensitate maximă. Alții decid să călătorească, alții vor alerga prin locaruri ca să poată apoi stabili ziua cununiei. Zile benefice din acest punct de vedere 20 și 21 aprilie. Profesional le merge la fel de bine, chiar vor fi provocați să participe la un concurs pentru o funcție sau vor primi oferte de muncă mult mai generoasă, așa că să profite de orice moment pentru a excela pe linie profesională. Zile bune, 20, 21 și 23 aprilie. Nici cu sănătatea nu ar fi probleme dacă nu s-ar speria de oarecare palpitații datorate fie stresului, fie într-adevăr unor tulburări cardiace sau hormonale. Balanța. Deși și acești nativi se mai relaxează, starea de tensiune nu dispare în totalitate. Axa socială și partener partenerială rămâne în continuare viciată. Chiar dacă Jupiter este în casa carierei, încă este un moment să ia decizii importante legate de aceasta. Favorisate continuă să fie femeile și relațiile pe care le cultivă. Posibile, câștigarea unor litigi chiar nesperate. Aș spune, chiar nesperat, aș spune, sau dacă lucrează în domeniu, să fie actorii principali într-o serie de procese pe care le vor administra, nu doar cu echilibru, ci și cu o formidabilă intuiție a momentului și o cunoaștere uh, profundă a ceea ce înseamnă procedură juridică totuși, relațional încă resim treculul unor convulsii afective, deși spuneam încă de săptămâna trecută că afectiv lucrurile încep să revină la normal poate și pentru că au unele satisfacții vis-a-vis -vis de revoltele celor dragi care s-au dovedit o luptă cu morile de vânt, exact cum intuiau și cum i-au avertizat am mai spus și asta acum însă vor fi alături de ei și vor încerca să le susțină moralul Comunicarea începe să funcționeze, discuțiile revin la normal și au plecare să se explice unde s-a greșit în zilele de 22 și 23 aprilie, pentru ca pe 24 aprilie să-și permită să lase deoparte neplăcerile și să simtă că se relaxează. Pronici profesional lucrurile nu merg prost, sunt susținuți foarte bine în zilele de 22 și 23 aprilie, când se pune o problemă de morală și de deontologie profesională. De ce? Pentru că lor nu le plac dezechilibrele. De un punct delicat pentru femei rămâne sănătatea, deci dacă sunt sau urmează să plece într-o delegație în țară sau în străinătate, să-și o mică trusă de prim ajutor, să fie atente pe unde se sprijină, pe ce pun mâna, deoarece brațele și mâinile sunt cele mai predispuse spre răniri iar pe de altă parte, să aibă grijă la răceli. Scorpion. Nimic nou sub soare pentru acești nativi. Deocamdată, lor le merge din plin, sunt avantajați cei care lucrează în special în străinătate. De asemenea, o perioadă fasă pentru cei care lucrează în domeniul relațiilor externe, a informațiilor și a sănătății, domenii în care puterea este cea care pune, uh, impune calea. Acum se concep strategii care să cuprindă segmentele amintite, vin și fondurile, nu trebuie decât să acționeze. Totuși, și-a mai spus asta, pentru unii scorpion, problemele continuă să vină dinspre drumuri, fie nu ajung acolo unde și-au propus sau au promis, fie sunt obligați să meargă undeva unde nu le convine, fie ies la iveală fapte de mult consumate, ceea ce îi supune o, o public, și le creează o stare de angoasă și de indispoziție. Familia le este alături, uh, lucru care nu aș putea să-l să spun despre copii. Dacă sunt mici, nu înțeleg ce se petrece. Dacă sunt mari, sunt rebeli. Dacă nu sunt căsătoriți, dar au o relație, există riscul ca aceasta să se încheie. Este posibil să-i surprindă anumite lucruri despre partenerul sau partenera de viață, lucruri pe care nu le cunoșteau, și asta să schimbe perspectiva relației în zilele de 20, 21 și 22 aprilie. Profesional, lucrurile cunosc o curbă ascendentă sau se folosesc un termen la mondă, sunt în trend, dar nu pentru prea multă vreme. Repet, nu de alta, dar nativilor Scorpion nu le place un loc de muncă care este tot timpul uh, în mișcare, care să-i pună tot timpul în mișcare. Zile de criză, 20-24 și 24 aprilie. Ca sănătate, atenție la opoziția Soare Marte din 24 aprilie, când pot avea loc accidente casnice din neatenție firește și care se pot solda cu sângerări masive încât să fie nevoie de intervenția medicului. Dar cu restul revenim după pauză. Am revenit, dragii mei, haideți să mergem repede, repede mai departe, acești săgetători. Pentru acești nativi, ce să spun, un suflu extraordinar. Ajung să recupereze cam tot ce au pierdut de câteva luni încoace, iar fie vorbim că vorbim de aspect profesional, fie de cel financiar sau relațional le a sugerat totuși să fie atenți, nu cumva când cred că au ajuns la capăt să se prăbușească pentru că nu știu să-și doseze energia. Pragmatici, vorbăreți, atenți la fiecare mișcare financiară din zonă, au grijă să-și găsească cel puțin o poziție bună, dacă nu chiar un cuibușor din care se diriguie e drept, din umbră, tot ceea ce înseamnă informație. La capitolul iubirii, iubire pentru ei este o ori, ori neagră Adică le merge din plin sau nu sunt preocupați de moment pentru cei în cuplu săptămâna vine cu bune și rele pe 20 și 21 aprilie și cu bune pe 23 și 24 aprilie dar cred că același lucru s-a întâmplat și săptămâna trecută și acum două săptămâni faptul că nu știu să ierte he -he, le cam de planurile peste cap orgoliu, vanitate N-au ce căuta în iubire, dar pentru ei lucrurile astea sunt de neacceptat. Mai bine să fie atenți și să analizeze lucrurile în profunzime, nu doar formal. De multe ori, ceea ce vedem este atât de înșelător, și atunci se vor lămuri multe lucruri. Bonomia cu care ne-am obișnuit le va reveni atât în relația de cuplu cât și în, cea de via în viața de familie și în relațiile de serviciu. Nici profesional nu stau rău, iar tinerii sărgetători, cei care studiază și au, au ocazia să aprofundeze domenii pe care apoi le vor accesa ca profesii de viață, vor descoperi frumusețea profesiei în sine, fie că se angajează, fie uh, sunt deja angajați în domenii tehnice de vârf cum este lumea virtuală și ITU răbdarea lor poate da roade nebănărite iar dacă au aproape cum le-am mai spus cred că acum câteva săptămâni și câteva luni un ativ gemen sau vărsător pot face cuplu profesional pentru foarte multă vreme de acum înainte zile superbe 21, 22 și 23 aprilie au o săptămână în care sănătatea nu le va da bătăi de cap totuși să fie atenți la răcel și gurmanți cum sunt din fire, atenție la tot ceea ce mănâncă. Capricorn, aș spune că acestor nativi începe să le meargă mai, mai bine sub rezerva, că din spate crucea cardinală încă acționează, atenție, ciclul retrogradării jupiteriene nu s-a încheiat încă, așa că avem un cadru astral numai bun să-i facă pe acești nativi, oricum sunt firi practice, să se gândească și mai mult la problemele de supraviețuire în cuplu și în lume. Afectiv, lucrurile cred că sunt pe drumul cel bun dacă ne gândim că sunt uh, tipul de oameni care te fac să te simți iubit. Uh, ce să le spun? Să aibă grijă în zilele de 20, 22, 23 și 23, 24 aprilie, când comunicarea nativelor Capricorn este deficitară sau ceea ce spun dă impresia că lasă loc de întors. V-am mai spus eu vouă, uh, atenție, mai ales că sunteți femei, bărbații nu au răbdare să aștepte ca să vorbiți voi în uh, metafore și sau mai știu eu, hiperbole, că vă veți, veți, rămâne singure. Ar trebui să, uh, ca acestea să, fie cât se poate de, să fiți cât se poate de punctuale și de precise în ce spuneți, deoarece, cum spuneam, puțin bărbați au răbdare să stea să vă decripteze, mai ales atenție la ziua de 23 aprilie. Profesional, atenție, tot doamnele, nu de alta, dar spunând lucrurilor pe nume, nu vor rezolva nimic, eventual și vor mai face un dușman. Deci, și nu le plac bisericuțele, nu le place să intre în tot felul de dispute, cineva va reuși să le enerveze și dacă nu sunt atente pot pierde o promovare sau o creștere de salariu. Aspectul durează de vreo 3 săptămâni și va mai ține și săptămâna asta. În schimb, pe 20 aprilie, Capricornii ar putea avea șansa schimbării locului de muncă pentru unii în aceeași instituție, dar în alt birou, pentru alții poate însemna un serviciu chiar și în afara granițelor țării. Capricornii nu se pot plânge că nu știu să-și administreze finanțele. Totuși, unele probleme de sănătate necesită cheltuieli și o vor face. Pe de altă parte, vin bani din diverse surse, dar să nu-și pună nădejdea în o salarială, luna neagră le aruncă mult praf în ochi. Zile favorabile totuși, 23 și 24 uh, aprilie. Ca sănătate, Atenție la metabolizarea elementelor nutritive în organism, axa, ficat, splină, pancreas. De asemenea, probleme serioase care țin de bolile cronice pentru persoanele de vârsta a treia și care îi cred că se impune mersul la medic, uh, nu doar pentru un calmant, ci pentru un set complet de analize. Vărsător! <laughs> cum fac, cum nu fac, ei cad ca și pisicile în picioare. Cred că la semnul ăsta repet frecvent acest, acest proverb. Explorarea lucrurilor noi este pentru ei un adevărat capital și să nu vă mirați dacă găsesc și în cel mai banal lucru ceva de analizat, de studiat sau de anticipat. Relațiile, simpatiile și afectivitatea lor vor sta sub semn jupiterian, deoarece această planetă este în casa muncii, a relațiilor de serviciu, a mediului în care muncesc și vor trece și trece în casă partenerială pentru unii pentru unii deja a ajuns în casa șaptea în casa parteneriatelor și este posibil ca viața lor profesională săptămâna aceasta să cunoască o cotitură neașteptată Vărsătorii nu au și nu pun accent pe sentimente, ci sunt implicați cu un soi de detașare care le este tipică îmi este foarte greu să exprim felul lor de a fi. Important este că, să iasă ce își doresc cel mai mult. Asta nu înseamnă că nu știu să iubească sau nu știu să obțină ceea ce doresc. Vă aduceți aminte, vă spuneam mai acum un an, că erotismul lor depinde foarte mult de ceea ce le oferă partenerul. Iar din acest punct de vedere, săptămâna aceasta cred că nu, nu știu chiar deloc să-și exprime sentimentele și fac gafe din acest punct de vedere în schimb, spun, profesional lucrurile merg din ce în ce mai bine să înțeleg cu persoanele mai în vârstă care știu cum să ia sau ce să le ceară să facă iar, vitez, uh, să facă iar uh, viteza lor de reacție să acționeze amenințător pentru cei din jur nu le plac funcțiile și totul se pare că vor avea parte de așa ceva posibilă propunere pentru schimbarea locului de muncă, dar părerea mea este că vor opta, opta pentru promovare, oricum Atenție la naivitate, nu dați pasărea mână, din mână pe ceoala de pe gard. Pe 22 și 23 aprilie, trigonul dintre Uranus și Jupiter, pe de o parte, și cel dintre Saturn și Unona la pe de alta, le exacerbează creativitatea, originalitatea, spiritul uranian și poate transforma peste noapte în vedete. Ar putea avea o serie de probleme digestive și chiar le sugerez să fie atenți la ceea ce mănâncă, dar mai ales. Cum mănâncă? Deoarece un spas gastric îi poate băga direct în sala de operație. Pești. Acești nativi își vor concentra atenția pe cultivarea relațiilor și a susținătorilor pe care îi au. Ar spune că sunt la un pas să câștige și alții. Alții vor evada iar în lumea lor și acolo și cum de acolo văd lucrurile deformat, Anesteziați de nevoia de afectivitate, stau cu minți, așteptând zile mai bune. E, expectativa nu cred că este o condiție care să îi ajute. Doresc multe lucruri, dar ca întotdeauna trece foarte mult timp până când le vor realiza, sau poate nu le vor realiza niciodată. Și acest lucru este posibil. Activitatea lor, afectivitatea lor exacerbată, emoțiile pe care le trăiesc acut îi fac în această săptămână colegi de muncă destul de greu de suportat chiar și pentru cei din familie sunt greu de înțeles acolo unul dintre parteneri este pești, pot apărea disensiuni provenite din încăpățânarea și capricile acestuia din urmă care nu vrea să cedeze deși de multe ori nu are dreptate dar consideră că el trebuie să aibă ultimul cuvânt, dacă mai e și bărbat ce se întâmplă atenție la zilele de 20, 21 și 24 aprilie nu le dați apă la moară că nu mai scoateți la capăt cu ei. Dacă însă sunt artiști, indiferent de domeniu, purtați-vă cu delicatețe. În ce privește profesia, aș spune că săptămâna aceasta pot accepta un loc de muncă în străinătate, dar insist, cum am mai făcut-o și acum câteva săptămâni, să nu înceapă niciun proiect și să nu-și asume nicio responsabilitate. Zile periculoase, 23-24 aprilie, când pot cădea, ușor în capcane pe care nici ei nu le înțeleg întinse pentru alții vreau să vă spun și vor cădea ca musca în lapte și ei au șanse foarte mari să-i învârtă pe degete uh, cei care știu foarte bine uh, ce se petrece au acolo la locul de muncă un Iago care știe să îmbârlige toată situația. Uh, ar putea să-i sperie palpitațiile, nu au nicio legătură cu inima, ci pur și simplu cu oboseala de care aminteam mai înainte de epuizare fizică, așa că le sugerez o dihnă cât mai multă și relaxare. Cam acestea sunt previziunile noastre pentru această săptămână. O să răc pe colegii mei să ne dea genericul pentru agenda ezoterică. Iată, dragii mei, am revenit la agenda ezoterică, vă promitam că o să vorbim despre paștere de la nunțile domnești, de la curțile domnești, pardon, dar vreau să dau un răspuns, unui mesaj, uh, la fel de politicos, uh, nu spun, Doamne ferește, că m-am jignit, nu, din potrivă, uh, uh, am, mi s-a spus că uh, am greșit, că, de fapt, prima duminică după luna plină de după echinocțiu are loc Paștele Catolic și da și nu și aveți dreptate și nu aveți dreptate și am să vă spun și de ce pentru că Biserica Catolică lucrează după calendarul Gregorian care este un calendar lunar prin conciliul de la Nicea știm foarte bine în 325 s-a stabilit că ziua de Paște va fi prima duminică de după prima lună plină care cade după sau de echinocțiu de primăvară. Calculul datei de Paște a căpătat astfel o, o, o semnificație deosebită. Algoritmul care simplifică metodele medievale de calcul continuă însă să fie folosit și în zilele noastre. Dacă zilele lunilor pline sunt cunoscute, data Paștelui va fi prima duminică după prima lună plină de după echinocțiul de primăvară, 21 martie, stabilit după calendarul gregorian distribuția datei Paștelui creștin în bisericile catolice și protestante țin de acest calendar. Acum, în contrast cu care sunt cauzele diferențelor de date. În contrast cu toate celelalte sărbători creștine care depind numai de mișcarea soarelui, cum se întâmplă în calendarul Iulian cu care lucrează Biserica Ortodoxă ziua de Paște depinde atât de mișcarea Soarelui cât și de mișcarea Lunii. Trebuie să înțelegeți două lucruri esențiale dragii mei. Calendarul Gregorian se bazează pe mișcările Lunii, calendarul Iulian se bazează pe mișcarea Soarelui. În Biserica Ortodoxă echinocsul de primăvară este fixat pe 21 martie în calendarul Iulian sau 3 aprilie în calendarul gregorian. Deci iată deja apar aceste disensiuni, trebuie să mai știți că odată la 4 ani în calendarul gregorian se mai adaugă o lună, o corecție care trebuie făcute. În timp ce în Biserica Catolică și cele protestante, echinocții este fixat pe 21 martie în calendarul gregorian, într-adevăr. Din această cauză, paștele din Biserica Ortodoxă, poate fi mai devreme de 4 aprilie, iar Biserica Catolică și Protestantă mai devreme de 22 martie. Dacă ne gândim anul acesta, haideți să facem un mic calcul, pe 21 martie a fost echinoxiu de primăvară, pe 4 aprilie când a fost și eclipsa a fost lună plină, iar pe 12 a fost Paștele ortodox. Deci nu am greșit cu nimic, diferența este eu, am, vina a fost a mea că eu nu v-am explicat în ce constă aceste diferențe. Am, am uitat, mi-a sărit din vedere. Uite, această diferență duce în plus la o anumită periodicitate, în diferențele dintre zilele de Paște, cum se întâmplă Paștele ortodox sau catolic. Specific, ca o dată după 2 sau 4 ani, în care diferența este de Poate o săptămână să urmeze un singur an în care diferențele să fie situate la una, două săptămâni. Anul viitor, de exemplu, în 2016, Paștele va fi comun și catolic și ortodox. Diferența adițională de o săptămână provine de la faptul că bisericile folosesc cicluri lunare diferite. Luna bisericilor ortodoxe este 4 cu 4-5 zile după luna bisericilor catolice și protestante, ceea ce rezultă într-o diferență adițională de o săptămână, pardon, nu o lună, eu am zis o lună, nu, o săptămână, care se, o reglaj care se face odată la circa 2 ani și jumătate, 3 ani. Cam asta este răspunsul, deci în esență trebuie să rețineți că dacă Paștele Catolic cade cu o săptămână înainte a celui ortodox, se datorează aceste diferențe de o săptămână și anume datorită calendarilor cu care, pe baza cărora se fac calculul, se stabilește data Paștelui pentru fiecare cult. Promisesem încă de data trecută, să vorbim despre ce se întâmpla în timpul Paștelor la Curțile Domnești și vreau să mă țin de cuvânt legat de acest, acest lucru și să vorbim puțin despre uh, ele. Este foarte interesant ce se întâmplă și ce se întâmpla acolo. Înainte vreme, curțile domnești românești sărbau cu mare fas și vlavie Duminica Floriilor, Săptămâna Mare și Paștele, mărturie stând însemnările lăsate de foarte mulți călători străini veniți pe meleagurile noastre în acele timpuri, la fel ca și cele ale cronicarilor autohtoni. În vechime, atât în Bizant, cât și la curțile domnești din țările românești, florile, de exemplu, se prăznuiau cu foarte multă solemnitate. Deci, sărbătorile pascale la curțile domnești uh, erau extra, foarte așteptate și constituiau un prilej de mare bucurie, dar mai ales era considerată cea mai mare sărbătoare creștină, lucru care, și tradiție care s-a transmis până în zilele noastre. Urmând în ordine uh, Crăciunul, sărbătoarea a dormirii Maicii Domnului, postul Sfintei Mării, cum îi spunem noi, și postul a apostolilor Petru și Pavel. În biserică se cânta, de exemplu, uh, curtea, domne uh, curtea Domnească, deci Domitorul, însoțit de toți slujitorii cum am spune noi, guvernul, vorba vine, de boierii care erau aserviți și care l ajutau, mergea la Biserica Curții Domnești pentru a asculta slujba religioasă ce se desfășura cu ocazia acestui eveniment. În biserică se cânta polieleul și erau împărțite tuturor lumânări de ceară. Atenție, ceara de albine era foarte la mare căutare în vremea respectivă, la fel ca la Paște. Sirianul, Paul din Alep, însoțitorul Mitropolitului, Macarie, de la care avem o mulțime de date prețioase despre trecut. Povestește că în dimineața Duminicii Florilor, anului 1654, de exemplu, Patriarhul Macarie a dăruit celor prezenți ramuri înverzite de pom, precum și flori albe culese de pe câmp, slujind să înțelege și liturgia. În cele trei seri din săptămâna mare, duminica spre luni, luni spre marți și marți spre miercuri, Vodă mergea la Biserica Curții Domnești cu toată boierimea și asculta utrenia, adică slujba de seară. Miercuri dimineața era obiceiul de a se face maslu, adică ungerea cu lei sfințit însoțită de rugăciuni, în spătăria cea mică, unde pentru aceasta erau adunați acolo și toți boierii curții. Maslu îl făcea mitropolitul, ajutat de arhierei și de preoții curții. După ce acesta lua sfârșit, Marele Vistiernic dădea cu mâna sa Mitropolitului patru galbeni, arhiereilor, câte doi galbeni, iar preoților câte un galben. Fiecare boier mergea apoi în fața voievodului să-și ceară iertare dacă l-a supărat cu ceva, obicei care a fost transferat mai pe urmă zilei de joi. În joia mare, domnitorul mergea din nou la biserica curții, alături de toată boierimea, la finalul slujbei se ducea se duceau la, duceau la toate icoanele, se închina și își cerea și el iertare de la toți cei aflați în lăuntru edificiului sfânt, fiind apoi împărtășit cu sfintele daruri. După domnitor urmau feciorii săi și apoi toți boierii în funcție de rang. Paul de Alep numea Joia Mare Joia Pocăinței, deoarece așa era și socotit în ritualul Bisericii Bizantine și Slave Ortodoxe dacă Del Chiro afirmă pentru domnia lui Constantin Brâncoveanu că ziua era joia împărtășaniei, Antimi Vireanu spune că boierii se cuminecau unii joi, alții sâmbătă ori duminică. Un obicei strict ținut la curtea domnească din București e la spălarea ritualică a picioarelor. După împărtășanie, boierii erau cinstiți de domnitor cu un pahar de vin, apoi cu câte o cafea, e, iată că trata, tratarețiunea cu cafea nu este chiar atât de... Și să bem și noi o gură de cafea, dacă tot vorbim de cafea. Tradiția fiind urmată de ritualul spălării picioarelor. În 1762, aceasta nu era o ceremonie obligatorie, așa cum arată Paul de Alep, că se întâmpla în timpul domniei lui Matei Basarab, ci se îndeplinea la dorința voievodului, participând atât domnitorul cu boierii cât și doamna cu jupânesele ei. Obiceiul spălării picioarelor se făcea în amintirea faptului că și Isus a spălat picioarele apostolilor, ucenicii săi și s-au ținut în timp a ucenicilor săi. Un timp la curtea domnească acesta s-a ținut din București mai strict decât în orice altă țară europeană din Apus. El se va desfășura la curtea aparatului domnesc, dacă timpul o permita, iar cel care o săvârșea era mitropolitul țării după rânduia la bisericii Mitropolitul începea prin a alege preoții care urmau să joace rolurile celor 12 apostoli Înainte de a începe spălarea pe picioare, acestora mitropolitul primea de la biserie o fotă din cele bune pe care o punea de jur împrejurul lui ca un fel de șorț un burete și un prosop în apropiere se așeza un vas de argint, dar și ibrice de argint, ordinal metal. Unul dintre preoți sau dintre diacon citea din Evanghelia lui Ioan, în așa fel încât toate acțiunile Metropolitului să corespundă versetelor biblice. După ce spăla rând pe rând picioarele ucenicilor, le ștergeau cu prosopul iar la final mitropolitul se îmbrăca în veșmintele arhierești pe care le scosese dinainte de a începe ritualul și va face o serie de mătăni în fața vasului cu apă în care își măia degetele și făcea cruce. Vasul cu apă era apoi dus de către un preot la domnitor care își făcea și el cruce atingând apa din vas. După terminarea spălării ritualele a picioarelor, domnitorul mergea în odăile sale din palat, iar boierii plecau la conace. Era obiceiul să se dea celui ce ținuse locul Iuda, adică apostolului care l-a vândut pe Isus, 10 lei și un postav, care costau un leu cotu, cotul fiind o unitate de măsură a textilelor în vremea respectivă. Dar vom reveni după o scurtă pauză. Am revenit, dragii mei. Haideți să ne continuăm periplul că este foarte interesant să vedem ce însemnau sărbătorile pascale pentru uh, curțile domnești românești. În joia acea mare, domnitorul mai avea o sarcină de îndeplinit. El trebuia să-și treacă în revistă straja domnească. Aceasta era alcătuită din mai multe steaguri sau companii de ostași, fiecare stagă având cam 50 de oameni cu căpetenia lor mai erau și două steaguri de vânători alcătuite fiecare tot din 50 de oameni și conduse de un vătaf de vânători a cărui unică grijă era aceea a vânatului domnesc scutit fiind în acest motiv și de bir mai erau și roșii, cam vreo sută de ostași numiți așa datorită culorii hainelor cu care erau îmbrăcați în total garda număra în jur de 500 de persoane dacă nu și mai bine cel care se ocupa de îmbrăcămintea ostașilor era Marele Agă, care avea grijă ca fiecare dintre ei să aibă comănacul de pe cap însemnat cu o anumită slovă, ca să se știe din ce steag face parte, cum erau tresele și la noi și însemnele de pe poliții militarilor. Cămărașul curții striga de pe o listă, iar ostașii se prezentau pe rând cu armele în mână. Trecând prin fața domnitorului, își descărcau cu zgomot puștile. Cel căruia nu-i lua arma foc era șters de pe listă, iar dacă era bătrân și neputincios, era iertat de slujbă, dându-i cămărașul, cart cămărașul carte de la vodă să fie scutit și el de bir. Primii treceau șeimenii curții domnești, apoi vânătorii, după aceea șeimenii hătmăniei și drăbanii. Toți erau îmbrăcați în haine noi făcute pe cheltuiala domniei. Vineri dimineața, domnitorul și boierii se duceau din nou la biserică, unde se sluja doar ceasurile și se asculta vecernia cu sărutarea epitafului. Ceasurile din acea zi erau cântări scurte referitoare la patimile domnilor, domn, Mântuitorului sau Domnului. Este exact ceea ce uh, se ascultă și la noi în fiecare se întâmplă în fiecare vinere. O zi mai târziu, în sâmbăta mare, la ora 6 seara, domnitorul mergea din nou la biserică, unde la canonul cel din tâi împărțea lumânări de ceară tuturor celor prezenți. După slav slavoslovie, se scotea aerul, o bucată de pânză mare brodată cu scena punerii în mormânt a Mântuitorului. Domnitorul și Mitropolitul mergeau împreună înaintea aerului cu tot alaiul. Boierii veneau și ei mai apoi, ținând în mâini lumânarea aprinse, întreaga suită ieșea din biserică, cobora pe scara cea mare, ajungând în curtea palatului, unde erau pregătite scaunele. Acolo, după obicei, se făcea și sărutarea aerului de către toți cei care erau de față. Potrivit ceremonialului curții regale, din România, din 1882, în vinerea mare, regele însoțit de casa sa, civilă și militară se îndrepta spre Biserica Mitropoliei pentru a asista la slujba care se făcea cu acest prilej la orele șapte și jumătate seara. La metropolie, suita regală era deja așteptată de miniștrii țării, de președinții și membrii adunării legiuitoare, toți cât se aflau în capitală, reprezentanții în altei curți de casație și acele de conturi, mai mari curților și tribunalelor, primarul capitalei, alături de Consiliul Municipal, înalți funcționari ai statului și ofițeri superiori din garnizoană. Pentru toți cei adunați exista și o ținută de mare doli impusă de acest eveniment religios. Civilii veneau îmbrăcați în fracuri negre, cu gravată și mănuși negre, iar ca decorații erau marile cruci fără cordon. Militarii erau îmbrăcați în ținută oficială, iar decorațiile erau la fel cruci fără cordon. În momentul când se scotea Sfântul Epitaf, ocolirea bisericii se realiza într-o ordine foarte bine stabilită. Primii erau preoții cu faclele, apoi urma prefectul Poliției Capitalei, adjunții regali, mareșalul curții regale, clerul oficiant cu Sfântul Epitaf. Veneau după aceea regele cu Mitropolitul Primat, după ea Laul se continua cu miniștrii, cu președinții camerilor legitoare, în alte curți de, de casație și conturi, curțile și tribunalele, primarul capitalei și așa mai departe. Un ajutant regal, secundat de doi ofițeri de ordonanță, era însărcinat să supravegheze în de aproape respectarea acestei ordini a procesiunii. În sâmbăta Paștelui, la ora 12 noaptea, regele urma de casa civilă și militară și escortat de un escadron de cavalerie, era prezent la mitropolie pentru slujba de înviere. La mitropolie se aflau și ceilalți înalți reprezentanți ai țării, miniștri în altele corpuri ale statului, magistrați și funcționarii superiori. Ținuta obligatorie pentru acest eveniment consta în frac, cravată și mânuși albe, precum și în decorațiuni de formă, în formă reglementară. Lucrurile acestea le găsim în ceremonialul Curții Regale din România, tipografia Curții Regale București 1882. Liturghiera, slujită de Mitropolitul Primat, înconjurat de întregul cler, în clipa în care înalt preasfinția sa exclama Hristos a înviat, era de fapt anunțat capitale prin salve puternice de tun trase cu cele 101 tunuri aflate în dealul Spirii. Haideți să vedem ce însemna noaptea de înviere la curtea domnească. Marile noastre sărbători creștine, creștine se făceau și în curtea domnească după felul celor împărătești de la Țarigrad și cum Paștele este una din aceste sărbători, fastul era pe măsură. Domnitorii noștri au preluat toate obiceiurile, ceremoniile și alaiurile împăraților bizantini. În noaptea învierii, domnitorul îmbrăcat în căbăniță se ducea la Biserica Curții Domnești, unde îl așteptau mitropolitul țării, arhierei, ecumenii tuturor mănăstirilor din București și toți boierii. Căbănița era un veșmânt de mare preș, cel purtat domnitorul doar la ceremoniile de maximă importanță, la înscăunare, de Crăciuni și de Paște. După ce era citit în biserică canonul sâmbetei, vodă împreună cu toți cei de față se ducea la divanul cel mare, adică acolo un soi de par parlamentul din vremea respectivă, unde avea loc cântarea Sfintei Învierii. Divanul cel mare era sala unde se ținea și sfatul domnesc al alcătuit din boieri din divan spre deoseba, deosebire de divanul mic unde se înfăptuiau ceremoniile de mai mică importanță. Logofătul curții avea datoria să înzestreze pe domnitor și pe soția acestuia și pe copiii lor cu câte o cruce. Aceste cruci erau legate cu năfrăm grele, cu sârmă cu sute, ori cu fir, acolo unde crucea era ținută de mână. Obiceiul purtării de cruci la un astfel de eveniment de către membrii familiei domnitoare a pierit însă cu timpul, el devenind apanajul clericilor doar. Ceremonia continua apoi în spațiu deschis. Mitropolitul se închina, săruta crucea și Evanghelia și se întorcea către vodă și către cei de față, binecuvântând întreaga adunare. Domnitorul mergea spre el, și el spre sărutând la rândul său crucea și Evanghelia, apoi săruta și crucea pe care o avea mitropolitul în mână. În acest timp se făceau deja auzite tunurile însoțite de puștile pe care le folosea armata în cinstea ceremoniei învierii. Muzica militară răsuna și ea cu putere. La finalul slujbei, domnitorul mergea în spătărie, sala tronului domnesc, iar celălalt intrau pe rând. Primul venea metropolit, urma și ecumenii, apoi toți boierii. Fiecare atunci când intra, se închina înaintea domnitorului aflat pe tron și la loc pe scaunul lui. Erau serviți cu băutură, cu dulciuri și cafea și mergeau apoi în odăile domniei unde de asemenea li se dădea cafea. Dacă nu se făcea masă mare, domnitorul se retrăgea în camerele sale iar boierii plecau pe la casele lor. Dacă invitația la masă era pentru mai târziu, drăgătorii și înalții alții prelați se reîntorceau la ora stabilită. Francezul de la Croix fost secretar la ambasadei franceze de la Țarigrad și în, în timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea a păstrat în cartea sa la Turquie cretien, sur le Vizon protection de lui de Grand, tipărită la Paris în 1695, descrie un paș la curtea domnească din București. Astfel, după desfășurarea slujbei religioase, urmau o spățu. Erau întinse trei mese una, cea mai mică, era destinată domnitorului și era pusă pe o ridicătură sub un baldachin. Este cam ceea ce se întâmplă la anunțile din ziua noastră când se face masa mirilor și a nașilor. De o parte și de alta erau celelalte două rânduri de mese foarte întinse pentru boieri și pentru cler. Boierii luau uh, mas, uh, loc la masa din stânga domnitorului iar uh, mitropolitul și clerul în, uh, în dreapta domnitorului. După ce mitropolitul binecuvânta Bucatele, toată lumea începea să mănânce. Domnitorul, cu capul descoperit, se ridica în picioare închinând un pahar cu vin pentru doamna sa. În timpul mesei, el avea obiceiul să trimită farfurii cu mâncare alese celor la care ținea. La sfârșitul mesei, boierii se adu du duceau doi câte doi în fața mai marelui lor și în genunchi, cu capete descoperite, închinau în sănătatea lui. După ce masa lua sfârșit, domnitorul dădea poruncă să se aducă darul boierilor săi, precum și celorlalți oaspeți. Era obiceiul ca de sărbătorile de Paște, Domnul să ierte anumite pedepse date unor osândiți sau să hotărască micșorarea altora. Astfel, în timpul mesei date în ziua de înviere, Mitropolitul spunea rugăciunea Tatăl nostru, iar când ajungea la cerere, și iar, la cererea și ne iartă nouă greșarele noastre, se oprea iar logofătul curții domnești citea lista celor care urmau să fie iertați și a celor cărora li se redusese pedepsa iată un lucru, e un soi de amnistie, dacă vreți, și o semi-amnistie. Acesta a fost un obicei care a rămas multă vreme la noi odată cu venirea Paștelui. Interesant relatări despre Marea Sărbătoare a Paștelui a făcut și italianul Antonio Maria de la Chiaro, care a trăit pe melagurile noastre timp de câțiva ani, la începutul secolului al XVIII-lea, fiind în serviciul a trei domnitori. Evreu, având numele de botez David, născut la Florența în 1669, a trecut mai târziu la catolicism, nașul său fiind un bogat și influent gentilon florentin, Leon Batista de la Chiaro, de la care a și împrumutat numele. A studiat științele umaniste și limba latină, apoi a frecventat cursurile de anatomie și de medicină și a ajuns la București la începutul lunii mai 1710 la curtea domnitorului Constantin Brâncoveanu. Anton Maria del Chiara a devenit secretar al acestuia, fiind și profesor de latină și italiană pentru primii doi fii al lui Brâncoveanu. Dată fiind apropierea sa de curte, del Chiaro, a oferit o foarte interesantă descriere a ospățului oferit de domnitor cu ocazia sărbătorilor pascale, marilor săi dregători, ospăț imitat de doamnă care își avea și a invitate jupănițele soțiile dregătorilor invitați de domnitor. La începutul ospățului domnesc se încheia pentru, închina pentru Dumnezeu, pentru sultan, pentru domnitor, iar patriarhul închina în sănătatea boierilor. Vinul era adus din belșug la masă, turnat fără încetat re atât vin autohton, după cum ne informează Del de Chiaro, dar și vin făcut în apus. Florentinul laudă bucatele și bucatele aduse la masă, deosebit de bogate și de variate, unele dintre ele după modă nemțească, franțuzească sau italienească. Este amintit și vechiul obicei ca la petrecele domnese să nu se ridice farfurile de pe masă, astfel încât atunci când se schimbau felurile de mâncare, ele erau așezate una peste alta, Ajungându-se la situația în care malderul de vase din fața fiecăruia să împiedice privirile a se mai întâlni, chiar dacă mesenii se ridicau în picioare cu prilejul închinărilor. Iată de unde vine uh, acest obicei. Del chiar o facem, însă și o precizare importantă: la curtea lui Brâncoveanu, acest obicei se pare că a fost abandonat. Uh, Secretarul amintește și darurile foarte scumpe oferite de domnitori boierilor și slujbașilor lor. Sl străinilor aflați în slujba domnitorului, cum era și cazul lui Del Chiaro, li se dădeau câțiva coți de postav și de atlas pentru îmbrăcăminte și o sumă de bani care varia între 25 și 60 de galbeni. În timpul domniei lui Ștef Ștefan Cantacuzino, chiar acesta cu mâna lui împărțea darurile cu 10-12 zile înainte, pentru ca fiecare să-și poată face la timp pentru Paște haine noi. În plus, doamna trimitea profesorilor fiilor ei câte o cămașă de noapte lungă, cusută cu flori albe de mătase, o pereche de nădragi cu un brâu frumos împodobit cu flori sau arabescuri în diverse culori, dar și o basma de modă turcească lucrată cu flori de aur ori de mătase. Soția domnului Brâncoveanu, doamna Marica, obișnuia să pună în basma aur, mai mult sau mai puțin în funcție de cât era de meritoasă persoana respectivă. În afară de darurile uh, primite de la familia domnitoare, secretarii care mergeau pe la soțiile boi, uh, marilor boieri pentru a le face urări, primeau și de aici câte o basma, dar și două ouă încondeiate cu măestrie. Iată că apar ouăle în, uh, în sărbătoarele uh, pascale din țările românești. Ovicelul era ca la a doua zi după înviere, din chiar ziua de Paști, domnitorul împreună cu băierii să fie prezenți din, din nou în biserică, să sărute crucea și Evanghelia. Tunurile și pușile se puneau din nou în funcțiune și nu lipsea nici tratația cu cafea și cu tot soiul de dulcețuri după ieșirea de la biserică. Toți luau apoi drumul caselor lor. A doua zi, lunea, domnitorul, conform unui vechi obicei, pentru uh, a glumi cu boierii săi, nu le spunea acestora când trebuie să fie la biserică. Se ducea singur și cum constata lipsa vreunui boier, trimitea un slujba să ia acestuia un cal din graj și să-l aducă în grajdul lui. Când domnitorul ieșea din biserică, boierii trebuiau să pună uh, de la partea biserice până la ușa spătăriei înăfrămile lor, iar în spătărie covoare. Tuturor celor de la curte li se dădea în acest fel, daruri din visterie tocmai ca să poată să acopere acest uh, lucru și toate aceste acest drum și toate aceste lucruri erau consemnate cu sfințenie în catastiful domnesc a treia zi veneau la curtea domnească gumenii din mănăstirile de la București se închinau domnitorului aducând un miel gras plocon în a patra zi domnitorul împreună cu boierii mergeau la colentina unde dregătorii săi urmau să se întreacă în jocul halcalei și cel al Geridului nume al un, unui joc jocuri turcesc în care călăreții aruncau din galop un băț în formă de suliță spre țintă și care în cazul de față a ajuns un, un cerc era un cerc de fier halcaua. e un soi de joc cu inelul și cu rotocoalele, ne mai jucăm și noi dar la țintă fixă, nu din mers dacă vă aduceți aminte când eram copii a devenit salaicizat obiceiul era un fipt în pământ și ne jucam cu cercurile să vedem care reușește din mers să așeze aceste cercuri ajuns la, în Colentina domnitorul își lua obi, ob, locul obișnuit în cortul cei fusese anume pregătit, iar boierii stăteau și ei pe jilțurile lor Vodă era cel care hotăra care anume dintre boiari, boiari trebuiau să încalece pe cai domnești și să arunce cu sulițele în ahalcaua pregătită dinainte, din pregătit dinainte. Care boier se dovedea dibaci și lua ahalcaua din repezicunea calului, se ducea cu ea la domnitorii, se închina, îi săruta mâna și Paula hainei sale domnești. De fapt, ce era acest joc? Ei spun că este... Eu am găsit că acest ritu. de fapt, acest joc... Se, uh, unii menționează că venit din țară Grand, dar este clar citind că era vorba despre uh, o formă de turnir dacă vă aduceți aminte, turnir din țările apusene, care se practica cu precădere în secolele uh, 13-14 și în special uh, în, uh, în uh, Italia renascentistă ne vom întâlni cu aceste jocuri, jocuri care le regăsim și în, la curtea uh, engleză și în Irlanda și în Anglia, deci iată cum de fapt același joc sub anumită forme avea anumită specificitate pentru fiecare țară în parte ce făceau oamenii obișnuiți de Paște? Pe păi, induminica Florilor deschidea săptămâna știm că deschidea să, pregătirile pentru să, Paște pregătirile de Paște pe lângă munca din gospodărie obligație morală era și mersul la biserică călătorii străini arătau că românii erau cucernici și nelipsiți de la slujbele bisericești. În ziua de marți, din săptămâna mare, trebuiau să lucreze puțini, iar în miercuri aproape deloc. În joia mare se mergea la spovedanie. La cele 12 evanghelii, fetele aduceau un șiret de ibrișin făcut câte un nod după fiecare evanghelie, această practică fiind considerată leac pentru boli. Joia mare era numită și Joi Mărița. Aceasta, la origine, Zâna Morții, avea grijă să nu le găsească pe femei cu treaba neterminată. Joimărița era o zână care dădea fetelor o impulsie la lucru torsului în joia mare seara spre a nu le apuca Paștele cu cairele netoarse, povestește Dimitrie, papașoglu, în istoria fundării orașului București. Mai circulă, însă, și următoarea poveste: că se strânise vorba că joimărița ca să stea copii acasă în paza servitorilor, să nu se ia după părinții lor la denia celor 12 evanghelii în Joia Mare, căci adesea se întâmpla de au adormit copiii în biserică. Găsim această informație tot în istoria fundării orașului București. În această zi se spune că morții se pregătesc să vină pe pământ și trebuie primiți cum se cuvine, cu foc din vreascuri, cu vin și cu pâine pe morminte, se aprindeau lumânări, se vărsa apă și se puneau așchi de lemn aprinse. Este și o zi, atenție, am la magie, o zi în care se fac vrăji, unii spun că acum înfloresc urzicile, urzicile și deci ele nu mai sunt bune de mâncat. În joia mare însă, femeile vopsesc ole foarte multe ouă roșii. Astăzi însă ați văzut că el, în zilele noastre, ouăle au luat, au, sunt multicolore. Foarte interesant este că călătorul turc, Evlia Celebi, a ajuns la București la jumătatea secolului al XVII-lea, a consemnat în opera sa carte de călătorii, Sea Hatname, care avea 10 volume, depășind 10.000 de pagini și îndelenicirile românilor în această perioadă. Despre locuitorii din București, el constata că au dat în eretice, au sărbătoarea ouălelor roșii, chizil murta, adică paștele, așa cum au și grecii. Sunt amintite în cartea lui Celebi și româncele cu stare, care încondeau ouăle cu aur și culori și ornamentau coliva cu chenare întortocheate, sucite și încolecite. Legende privind orele roșii sunt multe, una dintre ele povestește despre o femeie care purta un coș plin cu ouă și aflând de învierea lui Isus, cred că v-am povestit treaba asta săptămâna trecută, nu a crezut, a spus că na, a înviat, când s-au înroșit ouăle astea din coș, a înviat și ouăle s-au înroșit instant. În altă legendă v-am mai spus feceala Maria. A pus sub crucea lui Isus un coș cu ouă, vrând a imbuna pe soldați, iar sângele Mântuitorului s-a scurs pe ele în roșindule. le Deci, iată, sărbătorile noastre pascale: cât sunt de minunate și de frumoase, ce uh, descendență au și uh, cât de colorat, dacă vreți, și de plastic sunt surprinse în scriile călătorilor și celor care au trăit la curțile domnești din România. Așa că n-ar trebui să ne mire de ce există un ritual atât de, de, de complicat. Nu este complicat, este un ritual pe care, care însă din păcate se pare că an de an pălește, nu mai este ceea ce a fost ilodată și din lipsă de timp și pentru că tine ne place, ne place să ne amintim de biserică, de Dumnezeu, mai ales în aceste zile și e bine că ne amintim și în aceste zile, am putea poate mult mai mult pentru ceea ce. pentru liniștea noastră interioară. Acestea fiind spuse, nu uitați, peste câteva minute va fi luna nouă, pregătiți-vă să luați viața în piept cu bucurie și cu dragoste și să vă realizați cele mai frumoase vise, așa cum și mie, mi le -a, anul acesta mi le-a adus și mi le-a împlinit în mare parte. Acestea fiind spuse, vă doresc o seară plăcută, să ne vedem cu bine săptămâna viitoare și toate cele bune!